practic fiecare conduce în organizația județeană și municipală. Tot ce înseamnă cadrul de bază în munca de partid, în municipiul Baia Mare și în județ. Am parcurs o perioadă destul de complicată în a așeza munca de partid pe principii ale lucrului între noi, fără convulsii, și cred că perioada de după 25 septembrie, după conferința județeană, a fost una care a reușit, în rândul, în special al membrilor noștri de partid, a electoratului, să ne privească cu alții. În acest motiv, sondajele sunt edificatoare pentru noi toți, că am reușit, și dacă o ținem tot așa, să redevenim în prim planul vieții politice județene și municipale. Nu a fost ușor, au fost și sacrificii. Sper că lucrurile de acum înainte să fie dirijate numai în bătălia noastră cu adversarul politic, cu PDL-ul. Trebuie să mai generăm nicio stare conflictuală, pentru că aceasta se vede în capacitatea noastră de mobilizare și muncă. Urmează o perioadă foarte, foarte dificilă. În aceste zile de campanie, și un prim examen va fi meeting-ul de duminică, dar până vineri noaptea avem acțiuni una după alta. Ați văzut și noastră calendarul de dincolo, este plin. Practic, minim 3 acțiuni pe zi. Nu vă ascund că avem în continuare multe probleme de natură organizatorică nerezolvate în județ. Avem localități în care încă nu avem nucleele de partid capabile să mobilizeze oameni. Va fi important ca până la anul să reușim să avem și în aceste 16 localități structuri de partid puternice. Lucrăm în continuare la reașezarea evidenței membrilor de partid pe sistemul electronic național, dar și a fișelor localităților pentru a face evaluările sociologice în vederea campaniei în 2012. Avem, evident, dificultăți